Salutare, prieteni! Știu că e o surpriză și pentru mine și pentru voi faptul că am putut, prin amabilitatea celor de la Porsche România, să aduc pe platou un model deosebit, Cupra Formentor VZ, 310 cai, tracțiune integrală, cutie DSG cu 7 trepte, primul model de sine stătător al brandului Cupra. Nu o să stau să fac o poveste întreagă cu ce reprezintă brandul Cupra. Ca bază s-a pornit de la modelele Seat. Modelele Seat, știți foarte bine că am mai avut noi un Seat Leon Cupra prezentat. Cupra reprezenta o echipare sportivă, da? Pe repede înainte, Cupra vine de la Cup Racing, adică este pur și simplu o alăturare de cuvinte și din ele a ieșit un brand. La un moment dat, Cupra a devenit un brand de sine stătător, s-a separat cumva de Seat, deși se fabrică, bineînțeles, într-o fabrică care aparține de grupul Seat. Ideea este că acest Formentor este primul model gândit, conceput, să fie nu doar un derivat dintr-un model existent, ci un model complet nou. Rezultatul pentru mine l-am văzut acum 2 ani când a apărut, cred că sunt la data la care filmăm, noi sunt aproape 2 ani de când a apărut Formentor. Am văzut mașina pe stradă, mi-a plăcut, mi-am dorit să o conduc. Bun, am visat și visul mi s-a îndeplinit ceva mai târziu, dar mărturisesc că impresia pe care mi-a lăsat-o mașina prima dată când am văzut-o pe stradă mi s-a confirmat în întregime în acest test și sigur, așa cum mă cunoașteți, eu zic că suficient de obiectiv și în același timp suficient de subiectiv ca să fac o prezentare corectă din toate punctele de vedere, o să scot în evidență și ce mi-a plăcut, pentru că este o mașină extraordinară, o mașină fabuloasă, și în același timp și câteva lucruri care m-au deranjat sau, să zicem mai frumos, lucruri care poate mi-aș fi dorit să fie altfel la acest Cupra Formentor. De ce este o mașină deosebită sau ce este acest Formentor pentru Cupra? Dacă ne uităm la dimensiunea, are o lungime totală de 4450 mm, deci 445 cm, 4,45 m. Se încadrează fără probleme în zona de compact. El este cumva în oferta celor de la Cupra un SUV compact sportiv. Cupra este un brand eminamente sportiv și acest lucru se poate vedea dacă urmăriți cu atenție gama de motorizări și ce posibilități ai de configurare a unui Formentor sau a oricărui alt model de la Cupra. O să vedem că este un caracter sportiv, deci nu sunt motoare micuțe, nu sunt, nu știu, 90 de cai, 100 de cai, nu. Sunt motoare care pleacă de la un anumit nivel, se duc în zona de sport adevărat, adică 310 cai. Și nu știu dacă mai este prezent în ofertă în România în acest moment. Există și o variantă sau exista și o variantă VZ5. 5-ul venea de la motorizarea 5 cilindri în linie provenind de la Audi, care oferea 390 de cai. Deci o mașină cu adevărat sportivă. Nu că asta n-ar fi, este o bombă pe șosea și nu doar prin felul cum arată, ci prin felul cum merge și cum domină. Și ăsta domină, ăsta este un cuvânt care pentru mine caracterizează cumva acest Formentor VZ. Este o mașină dominantă pe șosea, este o mașină, orice model sau orice marcă s-ar întâlni cu un Formentor pe șosea, Formentorul nu se va face de râs. Este o mașină care își câștigă respectul și prin cum arată și mai ales prin cum performează. Vopseaua pe care o avem, culoarea pe care o avem, este un Blue Petrol Mat, așa se și numește, deci dacă o căutați în configurator o să o găsiți sub această denumire. La interior avem niște scaune de piele superbe în aceeași culoare. Sigur, vopseaua mată aduce cu sine ce? Exclusivitate. Formentorul, la prețul pe care îl are mașina, 62.000 de euro cu toate opțiunile pe ea, atenție, nu cu toate opțiunile care se pot pune pe un Formentor VZ, mai există și alte opțiuni față de ce este în acest moment pe mașină.
Noi avem o configurare care pleacă dintr-un Formentor de 310 cai cu tracțiune integrală și cutie DSG. Prețul de bază e 52.000 și mai avem opțiuni pe mașină de 10.000 de euro. Așa, fără să stau cu hârtia în mână, avem frânele Brembo, o să vi le arăt imediat. Avem diverse chestii la interior de confort și, din ce mi-amintesc, încărcarea wireless cu rețea GSM îmbunătățită. Mă rog, nu mai vine expresia acum. Deci ai semnal mai bun în mașină pentru GSM. Și mai sunt câteva chestiuni. O să revin în prezentarea de interior asupra lor. Bineînțeles, niște jante superbe sportive de 19 inci. În cazul de față, fiind în sezonul rece, mă vedeți că sunt îmbrăcat ca un eschimos. Avem mașina echipată firește și conform legii cu pneuri de iarnă. Acest lucru înseamnă că nu vom putea să punem la sol întreaga putere pe care o are mașina, cauciucurile de iarnă având limitările lor, dar măcar suntem în siguranță și suntem în conformitate cu legislația din România. Ce vreau să subliniez, nu o să insist foarte mult pe partea de design. Designul, cum știți, e o chestie subiectivă, unora le place, unora nu le place. După părerea mea, e o mașină care, față de alte modele pe care le-am întâlnit de-a lungul vieții și le-am adus aici pe acest platou, are tendința mai mult să placă. Adică este o mașină care atinge mult mai multă lume la modul pozitiv decât alte modele care poate au fost mai controversate sau sunt genul care fie îți plac, fie nu-ți plac. Nu, aici nu este cazul de așa ceva. E o mașină frumoasă din orice unghi, interesantă prin această culoare mată care este destul de pretențioasă. Am observat că mașina se murdărește relativ ușor când vremea este urâtă, deci când plouă. Faptul că este un hatchback un pic înălțat, e o mașină cu aerodinamică superioară și se vede asta din design fără probleme. Dar probabil că la partea de minusuri este această apetență a formei caroseriei de a atrage noroiul, mai ales pe laterale. De ce spun că am încercat, mașina stă la noi de mai mult timp, am încercat să filmăm exteriorul deja de câteva ori și nu am reușit, de la spălătorie până pe platou, mașina pur și simplu se umplea de noroi. Este prima zi după multe zile în care am reușit să spălăm mașina și să ajungem cu ea pe platou. Și nu e o distanță foarte mare de la spălătorie până aici. Am ajuns cu ea totuși curată și o putem filma, am luat-o și cu drona și o să o putem prezenta în așa fel încât să îi se vadă detaliile. Spuneam de vopseaua mată că oferă exclusivitate și în același timp, cumva fiind mată, mai ales pe această versiune de Petrol Blue, poate să pară cumva de la distanță o mașină oarecum banală. Numai când ești aproape de ea și când mașina este curată, atunci remarci cu adevărat formele, detaliile. Există o suită de opțiuni foarte interesante care pot să fie comandate pentru a personaliza un Formentor. Și mașina noastră este o mașină bine echipată, dar nici pe departe cu toate lucrurile care se pot pune pe ea. Sunt un mare fan al acestei sigle, îmi place sigla Cupra și culoarea și designul, deci mi se pare ceva deosebit, mi se pare ceva și am văzut asta și în trafic, la care oamenii se oprește, uite ce brand e ăsta, lumea mă întreabă ce marcă e asta. Nu fac niciun fel de legătură cu Seat, deci sunt foarte puțin decât oameni care cunosc, deci omul obișnuit nu face legătura cu Seat și asta este foarte bine, adică este o marcă independentă. Cupra în Europa va face niște chestii interesante și nu vreau să vă țin mult că este și rece afară și mie și mie frig, dar sunt niște lucruri care se vor întâmpla. Toată gama Cupra se va transforma într-o gamă electrică, deci această bijuterie Formentor pe care o vedem aici și care are electrificare, adică a avut și variante, are în ofertă și variante hibrid și a avut și variante plug-in hybrid, nu știu dacă mai sunt disponibile, știu sigur că au existat pentru că am prieten care are una și este posibil ca până în 2025 să vedem anumite schimbări majore, inclusiv pe partea cu Seat, care are un orizont de timp garantat până în 2025, dar după nu știu ce se va întâmpla cu Seat. Nu înseamnă că Seat se va desfința, s-ar putea Cupra
să devină mai importantă pentru grup, în așa fel încât să se meargă mai mult pe acest brand Cupra. De ce Cupra are totuși o vizibilitate mai mare decât Seat în Europa pe total? Pentru că se întâmplă o chestie similară cu cea a mărcilor, de exemplu Alfa Romeo și Fiat, care sunt mult mai bine vândute în peninsulă, la fel cum Seat este o mașină pe care cu siguranță o vezi pe toate șosele din Spania într-un număr foarte mare. Și dacă te uiți pe cifrele de vânzări, vezi imediat că așa cum Dacia se vinde foarte bine în România, să spunem că e un brand care are o anumită atingere la orgoliu național, același lucru se întâmplă și în Italia cu Alfa Romeo și Fiat și în Spania cu Seat. În timp ce Cupra, și ne întoarcem la povestea noastră, în timp ce Cupra are o atingere mult mai interesantă, deci are o distribuție mult mai uniformă a vânzărilor în toată Europa și sigur pe celelalte piețe pe care se mai vinde. Și atunci potențialul de a deveni un brand global cu vânzări mai mari este de fapt mai interesant la Cupra. E, mă rog, culmea e un fel al meu, e interpretarea mea, nu spun neapărat că am dreptate sau nu, dar eu așa văd toată treaba. Să mă întorc la mașina acum, e o mașină care îmi place, la care o să observăm și din lateral și din față un aspect. Capota lungă, consola față lungă, acest lucru este un indicator al, în primul rând, al targetării către sport și în al doilea rând al targetării către premium. Cine are o capotă premium? Cine are o capotă lungă? Modele premium, modele GT, modele exclusive, modele bespoke sau mai știu eu ce expresii din astea interesante s-au inventat ca să scoată în evidență ce? Exclusivitatea. Iar mașina asta vă garantez că este destul de exclusivă, deși în esență, ca bază tehnică, are o platformă MQB Evo care este destul de comună în grupul din care face parte Cupra, adică vorbim de Volkswagen, Seat, Skoda și așa mai departe, Audi. Deci este o platformă care derivă cumva dintr-un Tiguan, folosește o motorizare care există pe multe alte modele și pe care și noi am mai avut-o pe acel Leon Cupra. Dar, sigur, aici vorbim de mașină cu motor post-VLTP, WLTP, da? Deci vorbim de un motor cu anumite ajustări și o să vă fac o prezentare, să zicem, mai rapidă, dar care să sublinieze diferențele între motorizări pre-VLTP și post-VLTP, că sunt diferențe importante cu plusuri și minusuri în ambele situații și, bineînțeles, care afectează experiența de utilizare și de deținere pe termen mai lung. Ce vreau să remarc la mașină? După părerea mea, deși ea este propovăduită, să spunem, ca și SUV compact, după părerea mea, eu aș încadra-o mai degrabă în zona de hatchback de segment C înălțat, pentru că garda la sol, deși mai mare decât a unui hatchback normal, ne duce în zona aia de Exceed sau Focus Activ, o chestie genul ăsta. Deci ne putem gândi ca la acest Formentor ca având un strămoș și un Leon înălțat, da? Deci garda la sol și faptul că ai o înălțime a caroseriei mult mai mică decât a unui SUV de segment ce obișnuit face ca acest Formentor să fie puțin diferit. Diferit în sensul bun. Adică mașina este o prezență atletică pe șosea, o prezență atletică susținută atât de performanțe, pentru că este o mașină cu performanțe de super sport, și în același timp de anumite elemente care scot în evidență acest caracter sportiv. De la jante sportive, de la evacuări în partea din spate sportive, până la, să spunem, motorizarea, cine știe ce înseamnă un VZ, înțelege că are în față o mașină cu capabilități, nu doar un, cum să spunem, o oaie în blană de lup. Mai se folosea expresia asta prin presa auto și am folosit-o chiar și eu. Așadar, un design sportiv, un design deosebit și un comportament oarecum altfel decât al unui SUV. Nu veți observa niciun fel de asemănare în conducere,
atunci când o să mergeți la un drive sau o să dețineți un Formentor cu un SUV obișnuit. SUV-ul obișnuit are o gardă la sol și un centru de greutate un pic diferite față de Formentor și acest lucru se simte. Bineînțeles, mașina are și șasiul adaptiv DCC și în funcție de modul de conducere în care ești, ai posibilitatea să experimentezi diverse tipuri de comportament pe care le oferă mașina. O să observăm că pe lângă vopseaua asta mat, petrol blue mat sau blue petrol mat, sunt niște elemente de contrast. Și anume, există un fel de gri mat care înconjoară grila, care înconjoară de jur împrejur mașina. O să vedem când va fi filmată și cu drona și când o să luăm și noi detalii de jur împrejur. Și acest lucru cumva denotă din nou exclusivitate. Nu este un lucru pe care îl vezi la orice altă mașină și iarăși foarte important, este una dintre puținele mașini în care nu am întâlnit piano black. Adică să văd roaba aia de piano black vărsată de jur împrejur peste tot. Nu. Este o mașină care se vrea deosebită și reușește acest lucru. Tehnologie, sigur, cu LED la faruri, avem și un sistem de cornering, o să filmăm și noaptea și o să vedem acest lucru. Ce este denotat din față? Evident, senzor față, senzor spate, doar o cameră de luat vederi, de asta spun că sunt posibilități de a personaliza mai mult acest Formentor. Semnătura luminoasă o știți a celor de la Cupra sau dacă nu știți o să vedeți cu siguranță filmată la noi. Aici spuneam de aerodinamică, avem o chestie care deja există pe toate mașinile, este standard, o priză de aer care descarcă presiunea aerului din față, o descarcă undeva către roți cu dublu rol, odată să spunem îmbunătățirea aerodinamicii și al doilea rol evident răcirea frânelor din față. Din lateral se vede exact ce spuneam din față. Garda la sol e undeva la 16 cm, poate să fie variabilă în gama Formentor în funcție de ce jante pneuri, ce combinație de jante pneuri și în funcție de ce motorizare ai. Adică poate să fie mai mică la un VZ care are caracter mai sportiv decât la o versiune mai normală. Linie de, hai să nu zic că nu prea e piano black, dar seamănă cumva. Deci o linie neagră lucioasă la baza geamurilor deasupra și ăsta cam este piano black, dar repet, nu e turnat cu găleata. Observați această frumoasă porțiune lucioasă care contrastează cu vopseaua mată. Pare destul de banală mașina când, adică nu e extravagantă, nu este așa, nu are o culoare care să un galben sau un portocaliu, foarte la modă culorile acum. La fel cum, desigur, la modă sunt și culorile mate, dar trebuie să ne obișnuim cu ele. Deci acest blue petrol și mai e un gri mat foarte frumos. Jantele cu marginea asta de cupru, care este culoarea oficială, să spunem, a Cupra, arată foarte bine. Suspensie față McPherson, suspensie spate, atenție, diferită la VZ față de alte versiuni. Versiuni electrificate au suspensia cu bară de torsiune, în timp ce aici avem o suspensie multilink independentă. Evident, din cauza sau datorită cum doriți, și portbagajele sunt diferite, adică spațiul diferă. Versiunea cu multilink ocupă mai mult spațiu și ca atare portbagajul este un pic mai mic. O chestie foarte interesantă la această mașină, opțional avem frânele Brembo cu 4 pistonașe pe față, disc ventilat și perforat pe față, nu mai mi-amintesc exact dimensiunile, mă rog, destul de mari, dacă mi-amintesc bine 370 de mm diametru cu 32 lățime și pe spate ar trebui să fie 310 cu 22, ceva de genul ăsta. Arată oricum impresionant, etrierii vedeți că sunt și ei vopsiți cu aceeași culoare Cupra. Pneurile 245x40R19 VXL de iarnă evident, sunt Continental Winter Contact TS 870, cred că mai scrie și un
pe acolo, la chestii care nu-mi plac la acest Formentor. Mă așteptam ca la pretențiile și prețul mașinii pasajul roții să fie închis cu un alt fel de sistem mai premium, să spunem. Aici avem doar o carenă din plastic. Carenajul este destul de complet, adică în zona în care stropește mașina cu apă, noroi, este închidere completă. În zona dinspre suspensie mai sunt locuri unde se vede către motor, dar e neimportant. Mă interesa mai mult să am un fel de închidere texturată care are și rol de antifonare și, mă rog, e mai în zona de premium. Asta n-ar fi neapărat o problemă, pentru că oricum o să vedem împreună, mașina este extrem de bine antifonată. Deci probabil că măsurile de antifonare s-au luat separat de treaba asta. Dar spun cum mi-ar fi plăcut mie să fie. Spate sportiv, evident, avem patru evacuări care par să fie reale. Un difuzor de culoare negru lucios, că este acel material piano bled, combinație cu acest gri lucios. Interesant spatele. O să vedeți noaptea că semnătura luminoasă traversează mașina, deci este continuă. Toată această chestie are o bară luminoasă foarte interesantă. Logo-ul Cupra pe... Nu cred că este o imitație de carbon, s-ar putea să fie chiar fibră de carbon. Nu stau acum să analizez. Cupra VZ, cameră de luat vederi avem aici. Numărul nu este montat pe haion, deci nu avem probleme cu zgomotul și din fericire este și calumea prins, un lucru extrem de rar în ziua de azi. Mai avem niște ochi de pisică aici pe lateral și sigur, difuzorul de dedesubt, nu difuzor de sunet, cum mai are impresia unul altul, este un difuzor aerodinamic, aerul care vine pe sub vehicul este scos pentru a oferi anumite îmbunătățiri și legate de aerodinamică și de modul în care mașina apasă pe sol. Ștergător spate aici, diuza o să vedem, o să luăm și ștergătoarele și o să vedeți filmat și cum stropește și tot. Antenă de tip aripioară de rechin, un eleron destul de pronunțat aici, tot vopsit mat, cu niște aripioare piano black pe lateral, bare de acoperiș și trapă care este și aproape pe jumătatea acoperișului, poate fi asimilată și unui plafon panoramic. Deci putem să o denumim de fapt un plafon panoramic cu trapă. Tehnologia este cu LED la tot spatele, nu am văzut bec. Deci inclusiv luminile de mers înapoi, semnalizările, totul este pe LED și acest lucru sigur este eminamente pozitiv. Așa arată portbagajul la Formentor VZ, ca și la versiunile de 190 de cai, are 420 de litri, însă cel mai mare portbagaj, care poate să fie comandat, sau mă rog, poți să comanzi un Formentor în configurația cu cel mai mare portbagaj, la versiunile fără tracțiune integrală și fără suspensie multilink, poți să ajungi la 450 de litri. Nu le știu toate variantele, nu le-am urmărit și s-ar putea ca și pe variante cu cealaltă suspensie, dar fără tracțiune integrală, să fie portbagaj cu valori poate mai mari decât la acest VZ. Oricum, ăsta este un portbagaj decent pentru genul ăsta de mașină, la 420 de litri, are o configurație corectă cu spătar pliabil asimetric, așa cum se vede, cu trapă de schiuri. Este o mochetă de o calitate decentă, nu este neapărat o mochetă de o calitate premium. Atenție, am văzut mașini mult mai ieftine, la jumătate preț față de acest Formentor, care aveau mocheta din portbagaj de mai bună calitate. Există cârlige pentru plasă de bagaj, ancorările de tip top tether, sunt diverse cârlige pe aici pentru sacoșe. 4 la număr sunt în portbagaj și puteți vedea că avem și un sistem de pliere a spătarelor banchetei din interior. Acest lucru este evident un plus. Nu am văzut
în niște chestii așa interesante, cum sunt la anumite modele Skoda, Skoda, de exemplu, să ai, eu știu, umbrelă în portbagaj sau la clapetă, să ai racletă de iarnă, chestii care, dacă sunt întrebat eu, nu că părerea mea ar conta foarte mult, ar trebui să fie cumva standard pe toate mașinile, genul ăsta de soluții inteligente. Mă așteptam la Cupra, făcând parte din grup, să văd niște chestii asemănătoare. Nu mă deranjează, deci din punctul meu de vedere, pentru ce este această mașină, portbagajul este unul foarte corect. Să vedem ce avem dedesubt. Dedesubt avem un subwoofer de dimensiuni destul de mari și kitul de rezolvare a penei și diverse chestii care au mai rămas pe aici, probabil de când subwooferul face parte din sistemul Beats Audio de 340W și sigur că dacă n-am avea versiunea asta cu kit de pană, probabil că la alte versiuni, și sper să pot să aduc și alte versiuni la test, vom vedea dedesubt și o altă zonă, deci sub placa asta de portbagaj, să avem spațiu de depozitare. În orice caz, interesant făcută. Mai știți că eu am pronunțat cuvintele astea și la alte mașini. Genul ăsta de sisteme de prindere din polistirenul ăsta colorat în masă nu mă deranjează atâta timp cât maximizez spațiul. Și aici, dacă mă întrebați pe mine, mi se pare că se putea optimiza mult mai bine spațiul. Adică puteai aceste sertărașe pe care le ai să fie mai mari, da? Uitați-vă aici. Sigur, nu găseam loc pentru chestiile astea trei. De exemplu, undeva aici sau aici sau aici, și să mărim tăvița asta. Nu știu care e gândirea. Nu e o vină pe care o găsesc celor de la Cupra. E o vină pe care o găsesc celor care proiectează sistemele astea în general, indiferent de brand. Aici, foarte interesant, avem o priză cu puterea de 150W, care pare să fie o priză normală Schuco de 220V. Deci, ăsta este un mare plus. Pentru că dacă ai un frigider auto sau un accesoriu, sau vrei să folosești un laptop în mașină la un drum mai lung și ai nevoie să stea încărcat, poți să folosești fără probleme această priză. Deci, în continuare, descoperim că mașina are destul de multe plusuri. Îmi place faptul că, și cei care mă urmăresc știu că nu e prima oară când spun treaba asta, avem panou fix, nu tot felul de rulouri și chestii de gen. Panoul fix are anumite avantaje. În primul rând că arată foarte bine, permite în caz de nevoie să-ți arunci niște obiecte pe aici și se vede că a fost gândit sub forma unei tăvi mari cu niște mini compartimente, în așa fel încât dacă spui niște obiecte pe aici și mașina virează și ai forțe G, obiectele să nu zboare. Pentru asta sunt aceste bosaje, să spunem, în sistem. Deci, din punctul meu de vedere, pentru ce este această mașină, foarte bine făcută până acum. Că ajungem la anumite elemente care nu sunt neapărat din zona de premium, cum este și prețul acestei mașini, astea sunt de fapt detalii. Observați la Hyon și la lumile de număr avem tehnologie LED, plasticul de bună calitate, dar pe care îl regăsim și în mașini, nu știu, Volkswagen sau Seat. Îmi place că nu se văd foarte rău masticurile astea care sunt date pe aici. Rezonabil, adică nu sare în ochi ceva care să-mi spună, domne, s-a îmbătat robotul sau nu știu ce. Nu. Este rezonabil, este decent. Cablurile sunt și ele mascate prin aceste tuburi de cauciuc. Și aspectul cel mai important, am două mânere din care pot să închid Hyon-ul, da? Deci pot să ies din mașină și pe stânga, pe dreapta, să pot închide Hyon-ul fără să mă expun traficului sau fără să mă încurc. Și un alt aspect jos la zona de închidere, că avem această chestiune care iarăși nu mai este o mega invenție, ea este prezentă 30 de ani pe piața auto și foarte mulți constructori omit treaba asta și lasă sisteme, inclusiv la mașini scumpe, lasă sisteme care arată așa.
Adică cu acest cui vizibil. Și aici e vizibil, dar măcar clapeta când se închide, da? Nu te murdărești când umbli în mod normal la portbagaj. În timp ce la un sistem care este așa, dacă te apleci sau îți bagi o sacoșe ceva, vei lua vaselina asta de aici pe... Deci îmi place. Până aici este super ok mașina.